Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit. Începe o nouă ediție a emisiunii Jocul Puterii. În această seară vom discuta despre epopeea aceasta a parcului de agrement Cornișa, o epopee care continuă, un proiect ce costă milioane de euro, dar nu se știe nici acum în continuare când va fi gata. După un deceniu și 10 de milioane de lei cheltuite, cel mai mare parc de agrement din Moldova nu are încă un termen de finalizare. Am mai discutat subiectul, este adevărat, doar că au apărut noutăți între timp. Primăria municipiului Botoșani a fost dată în judecată de societatea care desfășoară lucrări pe șantier. Această societate cere și despăgubiri. Foarte mulți bani, aproape 1,5 milioane de lei noi. Cam asta e suma pe care constructorul o cere de la primărie în justiție. De pentru care încercăm să aflăm unde e adevărul, că pricepem în felul următor. Parcul nu este încă gata, constructorul zice, domnule, nu e vina noastră, ba mai cere și despăgubiri de la primărie. Și încercăm să aflăm niște răspunsuri de interes pentru botoșeni, spunem noi, de pentru care în studio se află viceprimarul municipiului Botoșani, domnul Cosmin Andrei. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Am încercat de altfel să mai invităm oameni și din partea cealaltă a puterii, adică celălalt partid, domnul Cosmin Andrei vine din partea PSD-ului. Am încercat să aducem și de la PNL niște oameni care au fost sau sunt implicați în acest proiect al parcului de agrement Cornișa. Nu am reușit deocamdată să găsim pe cineva care să vină și să ofere eventuale răspunsuri. Mi s-a părut că este așa, ar trebui să fie, pentru că a fost o perioadă în care primarul municipiului Botoșani a fost domnul Ovidiu Portariu din partea PSD-ului. Proiectul a început și continuă, iată, și în mandatul primarului Cătălin Fluturi din partea PNL-ului. De pentru care n-am reușit să găsim o combinație de discuție, de partener de discuție. Ar fi fost domnul Eugen Țurcanu, dar n-a dorit domnul Cosmin Andrei să intre într-un dialog cu domnul Țurcanu în studio. Așa că în această seară o să discutăm cu domnul viceprimar, care este la al doilea mandat, a prins activitatea asta a primăriei legată de parcul de agrement Cornișa și în mandatul domnului Ovidiu Portariu. Dar înainte de a ajunge la subiectul și o să vedem materialul cu constructorul de la Cornișa care cere în instanță despăgubire de la primărie, colegii de la știri au realizat un material cu toată istoria acestui proiect, parcul de agrement Cornișa. E un material extrem de interesant, chiar dacă e un pic mai lunguț, vă recomand să-l urmărim împreună, apoi ne întoarcem cu discuția împreună cu domnul viceprimar în studio. Pe lângă eșecul teatrului, municipalitatea botoșeneană mai posedă în palmares un proiect transformat într-un real fiasco și într-un interminabil șantier. Cel ce ar trebui să fie cel mai mare parc de agrement din nordul Moldovei și să aducă turiști pe bandă rulantă, nu este racordat la canalizare, bazinul exterior nu poate funcționa, sunt obiective cu mare întârziere la lucrări, două licitații în desfășurare, lucrări lăsate pe iarnă, iar cel mai grav, primăria a ajuns la fundul sacului și nu se știe din ce bani ar putea fi finalizată investiția de la Cornișa. Somax TV vă prezintă în exclusivitate ce se ascunde de fapt în spatele acestui proiect eșuat și care este adevăratul motiv pentru care și în acest an parcul de agrement rămâne paralizat. Luna iulie este luna deschidere, 36-a luna finalizării construcțiilor a proiectului, urmează perioada de probă, de teste. Și sigur, în luna iulie așteptăm să facem marea deschidere de la proiectul Cornișa. O bătaie de joc ce durează de mai bine de 4 ani, o cacealma pe bani europeni și pe banii botoșenenilor, pentru că cetățenii sunt cei ce vor plăti an la rând această investiție, având în vedere creditele bancare contractate de primărie. Primul împrumut s-a perfectat în anul 2014, respectiv 24 de milioane de lei. Când banii s-au terminat, municipalitatea s-a împrumutat din nou. În anul 2016, cu numai puțin de 12 milioane. Am plecat dintr-un punct important.
poate puțin sunt cei care știu faptul că licitația pentru construcția zonei de agrement a fost câștigată de o firmă ce are ca principal obiect de activitate domeniul energetic. Societatea este specializată în producția și furnizarea de echipamente electrice, nici de cum în betoane și construcții. Electroalfa, căci aceasta este firma care a pus mâna pe contractul de la Cornișa, a coordonat lucrările într-un ritm anevoios. De aici ar fi început și problemele, de aici și întârzierile. A fost un proiect, o lucrare complexă și unde trebuiau angajate firme cu o anumită notorietate, cu o anumită experiență în acest tip de lucrări. Mihai Tincu este consilier local și una dintre vocile PSD. Spune că la Cornișa s-au plătit polițe politice și a câștigat cine a trebuit. Dar culmea, asta se întâmpla când primar era chiar colegul dumnealui de partid, Ovidiu Iulian Portariuc. Nu a fost urmărită, n-a avut un conducător de proiect, un manager de proiect, un șef de șantier de specialitate. Au lucrat acolo mai multe firme care n-aveau nicio legătură cu profilul activității de acolo. Și cred eu s-au folosit materiale proaste și atunci când lucrezi prost, când utilizezi materiale proaste, de proastă calitate, și când și proiectarea și proiectantul nu prea a dat pe șantier. Se ajunge în situația de față. Rămânem în aceeași zonă. Se trag primele concluzii. Firma care a câștigat licitația a subcontractat lucrările altor societăți. Există zvonuri conform cărora nu s-au respectat prevederile și firmele care aveau să execute lucrările. S-au perindat pe șantierul de la Cornișa mai multe firme. Nimeni nu le știe numărul și culmea nici numele. Cred că au întâmpinat o mare problemă, repet. Au sublicitat lucrarea, deci dacă vă aduceți aminte, ei au venit cu un preț foarte jos în licitație. Deci este foarte clar că acest constructor nu și-a dus la îndeplinire misiunea, fiindcă atunci au mai fost competitori pe această lucrare. Poate dacă n-ar fi venit cu acel preț mic, cu acea ofertă foarte mică, foarte, foarte, foarte joasă, și am fi avut posibilitatea ca acum Cornișa să fi fost gata. Pentru a putea aduce în atenția dumneavoastră motivul pentru care, după mai bine de 4 ani de la începerea lucrărilor, Cornișa zace în continuare în șantier, ne-am adresat celor care sunt obligați să ofere răspunsuri, autoritățile locale. Conform legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, am depus la primăria Botoșani o solicitare prin care am cerut informații referitoare la zona de agrement. Potrivit legii, ar fi trebuit să primim un răspuns în 30 de zile. Nu a venit. Semn că par a fi lucruri de ascuns sau necunoștință de cauză. Până acum au fost făcute publice de către primarul Ovidiu Portariuc cel puțin 4 termene de deschidere a parcului de agrement. Ba mai mult, în plină campanie electorală, autocare cu botoșeneni au fost plimbate la Cornișa să vadă copacii uscați, șantierul în lucru și bazinul neracordat la apă și canalizare. El a fost, repet, sortit eșecului, fiindcă a fost jucat la ruleta politicului. S-au creat foarte mari așteptări care au fost transmise către public. Dacă vă aduceți aminte, s-au dus oameni cu autocarele, se spunea că pe 30 iunie anul trecut s-ar fi dat drumul la Cornișa, deși nu aveam nici angajări, nici contracte de mentenanță, nici nu era preluată și nici stabilite prețuri de intrare. Proiectul Cornișa, dincolo de toate, a fost un proiect dificil, fiindcă tot cei dinainte s-au scumpit. Vă aduceți aminte, au spus că proiectul este prea scump, au refăcut licitația, au obținut un preț mai mic cu vreo 3 milioane de euro, bani europeni, și atunci este foarte clar că cei care ar fi trebuit să pună în practică nu s-au mai regăsit cu prețurile. Anul 2016. S-a schimbat primarul. A revenit în fruntea municipalității Cătălin Flutur, care și el a anunțat deschiderea zonei de agrement. Eu sunt optimist, dar deci sunt șanse, dar nu vorbim de certitudine, deci nu august.
Deci nu vorbim de august, vorbesc de luna iulie. Iulie? Da. Vi s-a înaintat acest termen de câte Nu. Deci nu există niște termeni. Ce să vezi, suntem în luna octombrie, iar la Cornișa încă este șantier. Primim doar bâlbe administrative. Accesul presei este strict interzis. Informații se oferă doar din birou și doar ce se dorește. De interes este faptul că primăria a ajuns în situația în care nu mai are fonduri pentru lucrări. În anul 2016 s-au împrumutat numai puțin de 12 milioane de lei pentru cornișa. Surpriză! Resursele financiare s-au epuizat. Parcul de agrement continuă să muște bani din bugetul local și nimeni nu a tras încă o linie. Concret, dacă inițial s-a prevăzut ca lucrarea să totalizeze 50 de milioane de lei, jumătate de la Uniunea Europeană, iar cealaltă jumătate din bugetul primăriei, s-a ajuns în punctul în care sumele s-au depășit considerabil. În emisiunea Jocul Puterii, Eugen Țurcanu, directorul de la Cornișa, preciza că 87 de milioane de lei este valoarea totală prevăzută pentru toate cheltuielile, iar valoarea eligibilă depășește cu puțin 66 de milioane de lei plus TVA. Jumătate din sumă ar fi trebuit atrasă de la Uniunea Europeană, iar cu cealaltă jumătate ar fi trebuit să contribuie municipalitatea locală. Situația s-a schimbat dramatic în defavoarea primăriei. Deci valoarea totală atrasă din fonduri europene este de 27.476.000 lei. Valoarea totală atrasă din fonduri europene. Cu atâția bani trebuie să vină obligatoriu conform contractului și primăria. Noi am venit datorită faptului că n-am terminat data de 31 decembrie 2014 și am cheltuit în continuare până la suma de 33.431.000 de lei, undeva la o situație dată undeva pe la începutul acestui an. S-a ajuns în situația în care primăria Botoșani a cheltuit în plus aproximativ 10 milioane de lei, bani pierduți la care se vor mai adăuga și alții. S-au făcut plăți de aproximativ 65 de milioane de lei și nu s-a tras linie. Directorul de la Cornișa nu a știut să răspundă ce sumă mai este necesară pentru finalizarea lucrărilor. După un scurt istoric ce a condus la eșec, ajungem în prezent. Unde se situează lucrările? Procentual, și în 2016 se vehicula faptul că au ajuns la 80%. Culmea, după 4 ani, nu s-a reușit nici măcar acordarea la rețeaua de canalizare. Practic, o chestiune vitală fără de care parcul nu poate funcționa, pare greu de realizat. Sunt în desfășurare două licitații. Una dintre ele vizează bazinul exterior, care s-a prăbușit anul trecut în urma ploilor abundente. Din birou, situația nu pare atât de dramatică pe cât este ilustrată în șantier. Ultima problemă care ne-a rămas în momentul de față este plaja exterioară de la bazinul exterior. Am finalizat punerea membranei pe lacul Tereșteu. Foarte puține lucrări mai sunt acolo cu împrejmuirea Hereșteului. Declarațiile primarului nu sunt însă în concordanță cu situația din teren. Prelata de protecție a Hereșteului nu a fost încă montată în totalitate. O recunoaște și directorul zonei de agrement, semn că, din scaunul de primar, realitatea este privită cu alți ochi. În bazinul mare s-a început să montez o membrană de o lună și ceva, două, o echipă care între timp a venit, a început și n-a mai continuat. Nu înțeleg ce se întâmplă acolo, pentru că... Este cineva care ar trebui să știe? Comunicarea merge destul de defectuos cu ei. Noi, ca și viitori operatori, avem o comunicare extrem de dificilă cu antreprenorul general. Antreprenor general fiind societatea Electro Alpha. Iar grav este faptul că nu s-a făcut racordul la canalizare, ceea ce înseamnă că este exclusă orice posibilitate de deschidere. Așteptăm încă avizele de la Nova Apa Serv, Apele Române, pentru cei 60 de metri de racordul celor 60 de metri de canalizare. Viceprimarul Cosmin Andrei a fost înlesnit cu statutul de președinte al Comisiei de Recepție a Parcului de Agrement. Recunoaște că sunt probleme pe șantier, dar va începe preluarea obiectivelor finalizate. Am văzut șantier la ultima vizită pe care am făcut-o la Cornișa, la piscina acoperită și la piscina în aer liber. Acolo încă se lucrează și vom face finalizarea atunci când primim adresa oficială că s-a terminat. Nu cunosc detaliile acestor probleme, care sunt situațiile cu plățile și care sunt motivele din care se lucrează. Problemele la parcul de agrement sunt însă mai grave decât ar vrea edilii să afle botoșenenii.
Consilierul PSD Mihai Tincu vine cu o veste șocantă. Părerea mea personală este că cele mai mari probleme acolo vor fi la piscina interioară, la acea construcție complexă formată din piscină, din camera tehnică, adică din subsolul ăla plin de pompe, de instalații, de conductori electrici, de fel de țevi, care vor trebui să funcționeze într-un final, în așa fel încât să și poți face baie iarna acolo, să ai și căldură. Pe lângă acest aspect, se vehiculează și faptul că afaceriștii care au concesionat spații în vederea desfășurării activităților de comerț și-ar fi pierdut interesul în a investi. Zona de agrement înghite deja sume mari din buget pentru că s-au făcut deja aproape 17 angajări, ceea ce înseamnă alți bani. Un salariu minim este de 2800 de lei brut. Zona de distracție și relaxare, întinsă pe 48 de hectare, cu râu de rafting, piscine, saune, patinoar, terenul de sport și nu numai, le-a oferit inițial botoșenenilor un vis frumos, care între timp s-a spulberat. Puțini sunt cei care mai cred că vor putea beneficia cândva de ceea ce ar fi trebuit să fie un paradis al turismului botoșenean. Când crezi dumneavoastră că o să deschide parcul de agrement Cornișada? Nu știu. Ați auzit? Știți de parcul de agrement? Nu știu. De acum câțiva ani am auzit de el, dar nu știu. Și noi am sperat vara asta, dar nimic. Mai aveți speranță că o să vă bucurați vreodată? Faci câțiva ani, bun, ca și până acum. Ai auzit de parcul de agrement Cornișa, care urmează să se deschide la Botoșani? Da, am auzit. Ce ai auzit? Păi, că nu prea merg bine lucrările pe acolo. Foarte multe întârzieri la lucrări. E întârziere, dar cred că e și politic întârzierea. Eu bănuiesc, după mintea mea, că nu sunt cu politica la zi, dar cred că cineva pune piedici. Că dacă se ținea și se ține pe banii noștri, că doar ia impozite de la noi, ia din astea de acolo banii se duc. Și păcat că nu ajung ca să-i investească și să termine ca să profite. Cred că este un profit. Joaca de-a termenele pare fără sfârșit. La aproape 10 ani de când a luat naștere ideea construcției unui parc de agrement, după 3 ani de întârzieri, parcul de agrement, ce avea menirea să aducă turiști, cel puțin din toate colțurile Moldovei, rămâne un etern șantier. Am revenit în direct. Vă reamintesc invitatul din această seară, viceprimarul municipiului Botoșani, domnul Cosmin Andrei. Întâi de toate, domnule viceprimar, dumneavoastră aveți, nu știu, neclarități, nelemuriri, întrebări legate de proiectul ăsta Cornișa? Am văzut în materialul dumneavoastră, a spus doamna consilier Lupașcu, că s-au plătit poliții politice pe acest proiect. Și domnul Tincu. Parțial, a afirmat că s-au plătit poliții politice. Doamna Lupașcu a afirmat că s-a jucat o ruletă. Parțial sunt de acord cu această afirmație pentru că... Aș vrea să o dezvoltăm, dar nu mai avem foarte mult timp până la pauză. Era una din întrebările mele dacă s-au plătit și cine, cui a plătit poliție politice. De-aia v-am și întrebat, pe dumneavoastră personal, sunteți la al doilea mandat de viceprimar. E un subiect care vă preocupă, parcul de agrement Cornișa? Sunt lucruri care vă nemulțumesc? V-ați pus în decursul timpului întrebări? Vă reproșați ceva eventual? Dom'le, poate puteam să fac mai mult sau nu? Un subiect care ne preocupă pe toți și în calitate de consilier local și în calitate de viceprimar m-am aplecat asupra acestei investiții atât cât am putut, atât cât mi s-a permis prin trasarea sarcinilor de serviciu. Vă referiți la mandatul din 2016? Și la cel trecut și la cel actual, pentru că nu am avut niciodată în sarcinile mele de serviciu coordonarea acestei direcții de dezvoltare care gestionează parcul de agrement Cornișa sau nici măcar expres această investiție spre coordonare și nu am avut pârghile necesare să mă implic în executarea sau coordonarea lucrărilor de la parcul de agrement. Am primit această sarcină în mandatul domnului primar Cătălin Flutur pentru a face recepția la acest parc de agrement.
doar că mai aveți de așteptat despre până care se va recepții și poliții politici despre care vom discuta atunci când ați spus că va veni momentul potrivit. Vă întreabă oamenii, v-au întrebat oamenii, cetățenii, mă refer din Botoșani, cu care vă întâlneați, vă întrebau, domnule, când vă întâlneați, în civilie, să spunem așa, mergeați la piață. Vă întrebau, domnule viceprimar, ce se mai întâmplă cu parcul de agrement Cornișa? Interesul pentru acest parc este foarte crescut vara, atunci când apar în discuții excursiile către piscinele din Suceava sau către celelalte alternative, atunci oamenii își aduc aminte că avem piscine și la Botoșani, din păcate nu le putem folosi. Cu precădere discutăm și iarna, pentru că, iată, avem patinoară la Cornișa și încercăm să-l punem în folosință în acest sezon. Acestea au fost momentele în care discuțiile au fost mai intense și cu cetățenii și în Consiliul Local. Din punctul ăsta de vedere, e un proiect scump, costisitor? Este un proiect care... Vorbim de foarte mulți bani. Cred că este pentru Botoșani un pic pretențios și trebuie gestionat cu foarte mult efort și cu determinare pentru a obține randamentul necesar, astfel încât să nu trebuiască să mutăm eventual subvenția de la Modern Calor, de pe încălzirea termică, parcul de agrement Cornișa. Din păcate, deci, lucrurile sunt complicate, trebuie un management extraordinar de bun. În prima perioadă, sigur, va trebui subvenționat. O sumă colosală, totuși. Mie mi se par foarte mulți bani, de-aia vă întreb dacă vi se pare un proiect costisitor. Nu știu, mă gândesc dacă ne trebuia nou așa ceva sau nu. Continuăm discuția după pauza de publicitate și o să intrăm poate atunci mai mult în detalii. Revenim cu domnul viceprimar în 5 minute. Ne întoarcem.